dosarul numărul 1. Dosarul numărul 2. 3 și 4. Da? Plec cu încredere și cu curaj spre a mai câștiga un nou mandat și o majoritate în Consiliul Local. Astăzi, împreună, vom depune candidatura pentru funcția de primar și pentru membrii Consiliului Local pentru alegerile din 9 iunie anul acesta. Ce vreau să vă spun? Că am pregătit un plan de acțiune și un material cu care să ne prezentăm în fața cetățenilor. Și aici mă refer la un program de dezvoltare în viitor și vom prezenta și realizările noastre. Mă bazez pe dumneavoastră, sunteți reprezentanța ai tuturor localităților, celor 6 localități componente a comunei Ion Creangă. Comuna Ion Creangă este într-o dezvoltare continuă și îmi doresc foarte mult ca proiectele pe care le-am început și ca la care țin foarte mult să ajungă la finalitate și nu numai atât, avem și proiecte cu care vrem să venim să căutăm finanțare și să continuăm dezvoltarea economică și socială a comunei Ion Creangă. Trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor. Cetățenii sunt partenerii noștri, sunt cei cu care colaborăm și cu care încercăm să ridicăm standardul de viață în comuna noastră. Eu vă mulțumesc că sunteți aproape, că sunteți membri ai echipei PSD, organizația Ion Creangă. Am căutat de așa manieră încât să fie reprezentat fiecare sat de oameni care au responsabilitate, care au un cuvânt de spus, care au viziune și care doresc cu adevărat ca comunitatea noastră să se dezvolte armonios și să fie într-o plină dezvoltare și din punct de vedere economic și social și cultural, deci pe toate și sportiv, deci toate planurile avem în vedere în obiectivul nostru de dezvoltare și pe care, cu care ne vom prezenta în fața cetățenilor. Deci astăzi vom depune candidatura. Sunt încrezător. Știu ce am făcut, cât efort s-a depus pentru fiecare proiect în parte. Cetățenii vor aprecia munca noastră și noi cu încredere să le prezentăm ceea ce vrem să facem pe mai departe. Eu o să încerc să vă ascult ce vreți dumneavoastră, dacă aveți a spune câte ceva după ce vă prezint materialul. Dar acum mulțumesc încă o dată că îmi sunteți aproape și nu ne dorim decât să avem succes. Și